Bistrița a ajuns în optim după ce a învins echipa a doua Astrei Ploiești cu 3-0. Nalați a deschis scorul pentru bistrițeni direct dintr-o lovitură liberă de la 20 de metri. Coroian a urcat scorul la 2-0 chiar înainte de pauză. Vedeta ardelenilor Junior Moraie și-a stabilit scorul final în minutul 77 din centrarea lui Ciprian Petre. Băieții au înțeles că era foarte important pentru noi să trecem de runda asta.